Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit, bine ați revenit la Mind Architect, powered by Europa FM, cu Paul Olteanu, eu sunt Cătălin Striblea, am vorbit... O toamnă întreagă despre echilibru, relații și modul în care funcționează creierul nostru. Haideți să vă spunem cum s-a luat decizia de a face această emisiune rubrică în lumea Europa FM. Cu ceva luni în urmă am făcut un interviu cu Paul la interviul de 10, care a primit o grămadă de feedback adică am fost lăudați. Dopamină. Ai fost Ai fost lăudat după mine și uite, probabil că lumea își dorește mai mult. Dar uh, unul dintre motivele pentru care a plăcut acel interviu dincolo de modul tău de a fi, a fost o mică descoperire a celor din jurul nostru și o mirare a mea în care tu ne spuneai că da, domnule, există un secret al fericirii. Da, și documentat. vom vor... documentat. Și astăzi vorbim despre secretul fericirii care nu a fost deloc ceea ce gândeam da. eu și acum o să te pun să repeți, dar da. probabil că cu nu. Cu mare drag, că e ceva... Paul Olteanu, care este secretul fericirii? Secretul documentat al fericirii, cu ori fi și altele, dar pe care nu le-am descoperit încă, izvorăște într-o cercetare care a pornit la Harvard, la Universitatea asta, până în 1938, dacă mi-aduc eu bine aminte, 38 sau 39, cu o cercetare care inițial s-a numit The Harvard Man Study, că la momentul ăla erau acceptați doar bărbați, din păcate, la Harvard, după care s-a transformat în The Harvard Study of Adult Development. Și au vrut să vadă, urmărind longitudinal, până la finalul vieții, o serie de subiecți care s-au înscris la cercetare, ce corelează cu adevărat cu privire la satisfacție legată de propria ta viață. Deci, practic, neapărat ce te face fericit temporar, ci... Care sunt lucrurile care contează pe termen mediu-lung cu privire la a te uita înapoi la viața ta și a spune, bă, am trăit bine, a fost o viață worth living, care a meritat trăită. Au studiat niște sute de oameni inițial, acum cred că cercetarea asta, care se desfășoară în continuare cu uh, copiii și nepoții ăstora care au fost în uh, cohorta inițială. În cohorta inițială a fost și JFK, a fost și Kennedy. Și... Concluzia a fost așa. Există un singur lucru care rezulta din toate datele astea culese longitudinal, care corelează pozitiv cu privire la satisfacție legată de propria viață. Eu, când am uh, citit prima dată chestia asta, am zis, bă, trebuie să fie sănătatea. Adică, da. eu la păi primă nu. mână. Dacă ești sănătos, toate lucrurile. Restul se rezolvă. Da. Eu așa am zis și răspunsul e că nu e asta. Deci nu, sănătate. nu e sănătatea. Nu zic că nu contează, dar nu e numărul 1 ă ce a ieșit din cercetare ca fiind cel mai important lucru este calitatea relațiilor pe care le ai cu familie, prieteni, comunitate. Cum adică cât de bine ne înțelegem cu cei din jurul nostru? Bref, asta este asta da, e secretul fericirii. E mai adânc un pic, e mai de explorat de atât, dar dau doar un contrast înainte de a, de a aprofunda. În esență ce spune cercetarea asta e că dacă ești sănătos și ești singur sau ai relații nasoale, ești mai puțin fericit decât dacă ești bolnav și ai alături de tine oameni care simți că te iubesc și că sunt acolo pentru tine. Apropo de uh, sănătate versus relații. Acum, pe mine nu mă miră studiind mai în profunzime rezultatul cercetării astea pentru că toate mamiferele când sunt în grup, în haită, sunt liniștite, au nivelul de stres redus când sunt singure, pe lângă faptul că dacă ești mamifer și ești singur, probabilitatea că o să mori în următoarele câteva zile e foarte mare, îți crește nivelul de stres. Nivelul de cortizol când ești separat de grup crește. Ce spune cercetarea e așa, nu e despre relații de cuplu, să ai o relație de cuplu fericită, e despre calitatea relațiilor pe care le ai în general cu oamenii din jurul tău și se referă la. Dacă ai 1, 2, 3 oameni cu care să poți vorbi fără să te judece lucruri importante pentru tine, E Nu mai știu, un sociolog îmi scapă numele lui acum, dar a făcut o cercetare undeva până în anii 50 sau 60 în America și întreba câți confidențe ai. Câți oameni cărora le împărtășești. Lucruri care contează pentru tine pe care uh -huh. nu le poți vorbi cu toată lumea. Și răspunsul mediu era ceva gen 3. Deci, pe medie, în anii 50-60, un american avea aproximativ 3 confidenți. 3 prieteni, 3 oameni apropiați, puteau să fie membrii familiei, puteau fi prieteni au repetat întrebarea undeva până în anii 2000, răspunsul este zero. Zero, adică nu. Zero, adică nu mai am pe nimeni aproape de mine care să nu mă judece și cu care să simt că am o relație apropiată, intimă, nu vorbim în sensul sexual, ci în sensul apropierii emoționale, în anii 2000 în America, on average, pe medie, răspunsul era zero. Ceea ce să leagă și cu ce am zis noi în altă uh, conversație, că trăim în cea mai sănătoasă, prosperă, pașnică și longevivă perioadă din istoria omenirii, cu cea mai mare rată de depresie și anxietate. Pentru că realitatea e așa. Deci studiul ăsta, care e cel mai lung studiu din istoria omenirii, longitudinal, da? vorbim de Harvard Study of Adult Development, ne spune negru pe alb, relațiile contează mai mult decât orice altceva. Creierul nostru are Regiuni vechi de sute de milioane de ani care sunt dedicate în a construi, monitoriza și menține relație. Deci, la întrebarea ce contează mai mult relațiile sau tascurile, neuroștiința ne spune negru-alb. Relațiile contează de sute de milioane de ani, calitatea tascului, dacă ai făcut de nota 9 sau nota 10, contează de maxim 250.000 de ani de când avem Sapiens. Cortex prefrontal, respectiv specia noastră. Asta înseamnă în ce ne povestești, Paul Olteanu, că, de fapt, dacă vrem să ne păstrăm un echilibru cât mai bun în viață. Și nu doar echilibru, ci fericire, satisfacție cu privire la propria viață. Trebuie să ne găsim prieteni, confidenți, oameni care să fie lângă noi. Și să nu pierdem din vedere cât de importante sunt relațiile. Și nu mă refer în sensul românesc al cuvântului relații cu pile adică... din astea mă refer la ideea că dacă ai de ales între a mai munci să mai câștigi 200 de euro în plus versus ai de ales în a munci mai puțin ca să ai timp de construit relații, ce ne spune cercetarea negru al presupunând că ai destui bani cât să poți trăi de la o lună la alta, o să fii mai fericit dacă investești energia în a construi relații, inclusiv în mediul profesional. Asta voiam să spun. Deci dacă ai un serviciu care te plătește ceva mai mult, dar care îți dă un stres în Uriaș. care nu-ți plac oamenii cu care lucrezi sau n-ai oameni cu care să lucrezi, e ceva foarte solitar, recomandarea fundamentată în buna funcționare a creierului e să renunți la rolul ăla și să te duci într-un rol în care ai oportunitatea să socializezi, să te apropii, să te împrietenești cu niște oameni, decât să mergi pentru un pic mai mulți bani în altă parte. Iar lucrul ăsta cred că e și ușor de probat la firuieri, că sunt o grămadă de oameni care aleg să rămână într-o organizație în care să simtă acceptați, în care au prieteni și unde există un al lor, oameni cu valori și credințe similare, cu energie similară, chid că ar putea să plece în altă țară sau ar putea să meargă în altă parte, unde ar câștiga mai bine, dar ar pierde relațiile respective. Asta nu înseamnă însă că, cum să zic, trebuie să evităm conflictele la nesfârșit. Relațiile să... devin mai trainice în momentul în care noi avem conflicte și le depășim. Relațiile zdravene nu sunt alea neatinse de conflict, sunt alea în care conflictele au loc și noi le supraviețuim. Prietenia noastră a supraviețuit unei divergențe mari de perspectivă sau de opinie eu ce aș simți să zic în finalul conversației este, e, e și ideea că felul în care noi trăim, în care, uite, eu nu am trăit perioadă mai liniștită și așezată decât primii 14 ani din viața mea, în care am copilărit în Ploiești, într-un bloc comunist undeva la marginea orașului în cartierul Nord, unde toată lumea se știa cu toată lumea. Eu când ieșeam afară, nu conta ce mămică era afară, avea grijă de toți copiii din fața blocului. Dacă mi era sete, nu trebuia să mă urc la etajul 4 unde locuiam eu, puteam să merg la doamna Vasilescu, la parter, la apartamentul 1, ne dădea apă oricărora dintre noi. Știam cum se cheamă toți vecinii din blocul ăla. Știam de la primul apartament la ultimul, ne cunoșteam pe nume. Ai dreptate. În 11, care? În 11 mutări. Eu, de când locuiesc în București de 13-14 ani, m-am mutat de 11 ori până acum. Dragul meu. Dacă știu numele a trei vecini, sunt norocos, și nu pentru că n-aș vrea să îi cunosc, ci pentru că nu mai e încurajată interacțiunea asta personală în care să ajung să te cunosc și să legăm o relație. Există un tip de comunitate în Danemarca, scuzați-mi pronunția, nu știu, da, highe sau ceva de genul ăsta, mm -hmm. în care oamenii trăiesc în comun, adică au mici cartiere să le spun. 11, 12, 13, 14 case cu curte comună, cu bucătărie comună. Asta este și ce e bine că ai adus în discuție genul ăsta de comunități, că acum a picat FISA, există uh, cercetare cum că pe pământ sunt niște zone numite Blue Zones, unde locuiesc cei mai mulți centagenari din lume. Știu trei. Okinawa, care e în Japonie, de unde era Mr. Miyagi din Karate Kid. Așa. Uh, Icaria în Grecia, și Sardinia în Italia și mai sunt vreo două, Lo, Lima, Loma, Lima, ceva de felul ăsta în Costa Rica, în America, în zona aia. Pe lângă faptul că toate au climă mediteraneană, deci contează și asta cumva, particularitatea tuturor zonelor ăstora cu cei mai mulți centagenari de pe planetă este că sunt comunități mici, nu sunt orașe cu două milioane de locuitori, cum e Bucureștiu, sunt mii de oameni sau sute mii ceva în registrul ăsta, unul la mână, și doi la mână sunt oameni care au crescut toată viața acolo să cunosc între ei lucru care la nivelul creierului îți dă liniște. Îți dă sentimentul ăsta de trip, de apartenență, de familiaritate care după toți parametrii biologici măsurați reduce nivelul de stres. Să te muți, uite, de exemplu există e o, e o scară a stresului care se cheamă reef scale sau așa ceva, între primele surse de stres pe lângă decesul cuiva drag sau uh, să-ți pierzi sănătatea sau lucruri din astea nasoale, stă în evaluare să te muți în alt oraș. Pentru că mutarea asta, când se mută părinții pentru mai mulți bani dintr-un oraș în altul, sau cum, că noi oricum suntem 4 milioane de migranți, nu? Suntem după Siria, a doua cea mai migratoare populație din lume. Ce auzi recurent în povestea românilor care pleacă și se duc în altă parte pentru un trai mai bun, legitim de altfel, dat fiindcă aici n-au putut să-l obțină în ultimii mulți ani? Auzi povestea asta că le e dor de familie și de casă, care, dincolo de cercetarea de la Harvard, probează încă o dată că, indiferent cât de bine ție financiar sau sănătate sau străzi sau astea acolo, e atât de în biologia noastră să căutăm conexiune și relație, că pe mulți dintre ei îi aduce înapoi acasă fix impulsul ăsta biologic. Paul Olteanu, mulțumesc tare mult! Cu nu uitați, neuroștiința, neuroștiința la clasă.ro este site-ul de pe care vă luați genul ăsta de informații și dacă sunteți profesor chiar le puteți folosi la ore. Acesta este rostul proiectului despre care vă tot pomenim. Episoadele anterioare pe Facebook sau pe europa.fm.ro Ne auzim săptămâna viitoare, spor la treabă! Mind Architect powered by Europa FM susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.